Salutare la toată lumea și haideți să dăm drumul la un story evadare de la pușcărie, de la turnee a lui Marius de la Turcia. Mă, fraților, eram închis la turnee, o pușcărie mică de 200 de deținuți, două secții cu câte 3 nivele, o curte de aer de beton, toată cu garduri înalte de beton, pe garduri deasupra colaj de aia de sârmă ghimpată, unde e pula mea să fugi? Adică mie nici nu mă interesa să fug, frate. Să stau pe goană, nu mă interesa să stau pe goană. Păi ce te prindea, te aducea înapoi, te trimitea și pe altă pușcărie de maximă securitate. La 6 luni trebuie să schimb pușcăria. Mie îți făceai viața mai grea, frate, trebuia să părăsești țara, să treci prin alte țări, dacă te găsea, te amprenta, te găsea. Deci n-avea rost pentru ce să-ți asum riscul să fugi în pula mea. Asta e, eu îmi fac mandatul și nu plec nicăieri, frate, bă, ce să-mi asum riscul. Deci nu mi-asumam riscul. Marius ăsta diferit, frate, de mine. Ăsta și prin gar la casă, frate. Băi, Victore, eu plec. Eu nu stau aici, mă. E nici pe Franța nu stau, tot fugit. O evadat. S-o ciutit. Omul avea viziune, frate, vedea lucrurile. Înțelegeți? Vedea lucrurile unde erau punctele slabe a pușcăriei și profita de ele și fugea mâncațăși. Nu stătea. Își asuma riscul. Nu stătea la pârnaia, nu-i plăcea pârnaia, frate. Nu-i plăcea pârnaia, cum a fugit în Franța și a fugit și de aici, de la turne. Și fiți atenți cum a fugit, cum a găsit slăbiciunea. Pe unde a fugit. Eram la curtea de aer. Bă, vedeam eu cât studiază, tot îmi zicea, ce Victor, zicea, gata, zice, nu mai stau, plec. Zic, mă, dar cum pleci, mă, de aici? Zic, gratile n-ai cum să le tai, la vizită nu vine nimeni să zici că poate să aduc un fir de la de tăia gratia sau să-ți bagi o pânză, zic, noi vizite n-avem, nu ne caută nimeni, zic, cum pula mea, zic, gratile, zic, în fiecare seară vine bulangiul, atrage de ele, bate cu cheia în ele, le verifică, zic, cum pula mea fugi? Și zic, curtea de beton, zic, ce pula mea e, Spider-Man, escaladez în pula mea, te urci pe ziduri. Zic, dar cum treci de colo aceea de sârmă? Eu te împuneam întrebări, știi? Și zicem și lui, zic, bă, cum pula mea treci de gardul de astea, zic, sârmă, astea, zice, bă, fii atent, zice, la slăbiciunea lor, zice, fii atent, zice, vezi pe gardianul ăla în cașcarabet acolo? Bă, era curtea pătrată, da? Și așa, în zid, era o cașcarabetă cu un geam. Înțelegeți? Cu un geam. Pătrat. Și acolo stătea fraierul, gardianul, înăuntru. Cu stația, în caz că se întâmpla un scandal sau vedea vreun lucru ilicit că trece de la unul la altul, haț, ia-l pe ăla, ia-l pe Cutărescu, control, bam, bam. Stătea de 6 cum ar veni, să nu fugi, să nu... Dar unde te pula să fugi, că era de ta mai gardul de beton, frate. Zici, Spider-Man, să-i scaladez. Dar Marius ăsta, deștept, frate. Deștept, degeaba, mă, sunt unii care au viziune, frate, văd punctele slabe. Să le și profită de ele. Așa a făcut el. Bă, noi făceam tot timpul sport la curtea de aer. Alergam, flotări, ca să treacă timpul. Mai citeam eu lui foile de la dosar, cum îi le traduceam. Zice, bă, zice, eu nu stau aici, zice, ăștia îmi dă vreo 4 ani de zile, zice, ce pula mea, zice, stau închis, zice, e loc de fugi de aici, pe pușcăria asta. Ce nu stau, ce fug. Zice, vii? Zice, du-te, mă, omule, zic, eu nu stau pe goană, mă, lasă-mă pe mine în pace, du-te și fă-ți tu treburile tale. Zic, eu n-am eu treaba ta. Zice, fii atentă, zice. În ziua, zice, când e gardianca de tură, zice, am plecat. Deștept, nu să fie bărbat, să fie gardiancă. Deci să fie femeie de tură. Înțelegeți, la curtea de plimbare, la cușet acolo. Și când a venit ziua și a venit gardianca pe tură, ce-a făcut, frate? Era geamă și a pătrat. S-a băgat cu capul pe geam la ea în interior, s-a prins de ea. Și s-a tras în interiorul căbănuții aia. S-a tras înăuntru în căbănuța aia, în cușeta aia cu el. Pe aia a trântit-o jos la pământ. O deschis ușa dinspre exterior, de după gard, din curtea auto.
Și erau dubele astea de cărat de ținuții. Alea le țineau lipite pe lângă zid. S-a urcat pe dubă deasupra frumos, pe dubă frumos s-a agățat sus pe gard. Și vele, stată, să gardul de beton și vele, că acolo pe curtea auto nu erau colaj de sârmă pe gard. Și-o dat drumul frumos, bă, după gard s-o luat așa să cadă în picioare jos și vele, mâncața, și s-o dus mărisica meu. Du-te! Băi, s-a dat alarma la pușcărie, mâncața. Toată lumea pe cameră. O început să vină elicopterul, băi. Mașini de civili, mâncața și poliție. Băi, o zurgăleală pe acolo, frate, de mașini de poliție. Gardienii la mine, la celulă cu miliția. Spune-ne tot ce știi. Ce să vă zic, bă, oameni buni, zic, eu știu ce face omul. Eu am știu ce face omul. Eu nu știu, el mi-a zis mie că vrea să fugă. Și de unde să știu ce vreau să fac? Eu zic, da, e adevărat, păi zic, stăteam împreună că eram români. Dar eu de unde să știu eu că el vrea să fugă? Îi stă capul lui să fugă. Bă, curtea aia de aer. Era mic așa de beton. Nu, cum era ca și carabeta aia, în zid așa, cu geamul ăla. Era singura ieșire a lui, frate, din curtea aia de beton. De la plimbare. Înțelegeți? S-o băga cu interior cu mâinile pe geam, s-o agățat de gardiancă, gardianca s-o speriat și o aștepta ziua ca să fie gardiancă, să nu fie gardian. Că femeile sunt mai slabe, n-au putere și le frică. Înțelegeți? Aia a fost slăbiciunea punctul lor slab în pușcărie acolo. Că dacă nu era cu șcarabeta aia și cu geamul ăla deschis, n-avea pe unde să fugă, că n-avea pe unde să-i scaladeze. O zis, bă, Victor, îi zice, pe geam pe acolo. Pe geam pe acolo mă bag înăuntru, aștept ziua când vine gardianca, zice, ca să nu fie bărbat, că cu bărbatul trebuie să mă lupt. Dar zice, cu femeia una, două, dau cu ea jos de pământ. Și am deschis ușa de la ea, de pe partea alaltă, și am tulit-o, frate, direct după dubele care care la penitenciar, mor direct pe gard sus și am plecat. Nu mai stau, zice, ba, pula, zice, în pușcăria lor, zice, plec înapoi în Franța. Zice, mă, zic, treaba ta, zic, ce ai cum e, du-te, mă, zic, lasă-mă pe mine, paci, mă, că nu stau pe goană. Bă, și când a venit ziua, mâncața, zice, Victor, zice, gata, plec. Astăzi plec, zice, e gardianca de tură. Zice, ia la cașcarabet. Zic, treaba ta, zic, dragutate, zic, succes, Doamne ajută, zic, să fie de bine, zic, Doamne, dă să reușești. Bă, și apoi acum atât ne plimbam, așa, ne plimbam, la un moment dat, zice, nu, zice, te las, zice, mă duc. Bă, vă spun adevărul, că îmi bătea așa inima pentru el, știi? Zic, bă, dar cât curaj poate să aibă, bă, cine e bun poate să fie, bă. Și îl văd frumos că se apropie de cașcarabete și într-o dată se înhață pe geam. Se înhață pe geam înăuntru, aia începe să zbiere, el se înhață în ea, aia se trage, înțelegi, și îl trage în interiorul cașcarabete. O ia pe aia, dă cu ea de pământ, pune mâna pe ușă, înhață ușa, zang, deschide ușa și se duce tati. Direct pe mașină deasupra și de pe gard și pleca mâncață. Pe partea de curte auto nu erau colaci de sârmă să se agheți în ei. Erau numai pe curtea de aer, frate, pe gard. Deci vă dați seama cum o calculat-o, bă. Vă dați seama cum o calculat-o. Că, fiți atenți, era zid de beton, zid de beton, zid de beton, unde era cașcarabeta. Era cașcarabeta în gard. Era gard de la cu inele de alea mici, frate. Înalt și cu sârmă ghimpată deasupra. N-aveai cum să-l țar, să-l cațe niciodată, nu aveai cum. Te agățai, frate. Plus acolo era zidul de la pușcărie care vinea. Era pușcăria înaltă, n-aveai cum să sari în curtea auto. Și el prin gard o văzut în curtea auto unde se ținea dubele și era vinea ușa de la pușcărie care se închidea și se deschidea. Dubele parcate lângă perete. Zice, mă, asta e scăparea mea. Mă bag pe geam, o împing pe asta jos, deschid ușa, mă urc pe dubă și de pe dubă direct pe gard mâncață și am plecat.
Nu mai stau. Am plecat, zic, bă, treaba ta. Bă, se duce frumos pe lângă ăsta, nu mă văd că se bagă, tată, se bagă cu mâinile în interior pe geamul de la cașcarabetă, o prinde pe aia proasta de frică, l-o tras înăuntru, l-o ridicat de corp, l-o tras înăuntru, zangul căzut cu ea înăuntru în cașcarabetă, o deschis ușa și o pleca în casă. Zic, oi, Marius, am eu mâncat, așa. Îmi stătea inima așa, frate, îmi bătea inima, bă, tăți la curte, zbirau, fuș, 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 tăți îl încurajau mâncață și marocanii și turcii, fuș, fuș, fuș. Bă, stăteam așa, blocat și mă uitam cu mâna în cap, stăteam așa cu mâna în cap și ziceam, mamă, mamă, ce nebun e omul, mamă, zic, curaj are, zic, săriște să fugă. Zac, 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 și-o fugit, frate, s-o gardul de beton și-o fugit. Bă, nu mai elicoptere, mă. Bă, nu mai mașini de poliție. La mine la cameră, miliția. Treci încoace, tu știai de evadare. Zic, eu n-am știut nimic, că nu știu ce face omul, dar pe omul zice mie ce face, că vrea să fugă. Zic, mai veniți la mine la cameră să mă întrebați unde s-a dus sau ce, eu știu ce face om. Omul s-a dus singur cu planul lui și treaba mea unde s-a dus. Mergeți și căutați datoria voastră când fuge un host și vă veniți la mine la cameră. Că te băgăm în strict. Pentru ce să mă bagi și pe mine în strict? Că fugi un deținut. Păi nu că era în fiecare zi cu el la plimbare și... Păi da, era normal că zi, era numai noi doi români. Ce vrei să stau cu cine? Eu de unde să știu că ce vrea să facă? Aia că nu știe că... Să bă, știi ce? Lăsați-mă, fraților, pe mine în pace. Închide ușa la celulă. Nu mai stați voi cu anchetă cu mine. Mergeți și căutați, fugiți după el. Veniți să stați la mine la ușă la celulă. Șeful de secție, directoarea, miliția, toți erau la celula mea. Că îți dai seama, s-a dat alarma, frate, când am împins-o pe aia jos. Și o sărit gardul. S-a dat alarma, a început alarma, frate, la prânaia. Ba, miliția, au sunat miliția, s-au agitat, vină miliția, frate. El, pe noi, fii atent. Când ne-au dus direct la camere, pac, ne-au strâns pe tăzi pe curtea de aer, frumos, au venit gardienii, ne-au băgat pe tăzi la celule. Eu, cum eram la etaj, puteam să văd în stradă. Băi, era un ambuteiaj, mașinile nu puteau circula, înțelegi? Era ambuteiaj, nici garda nu putea să ajungă. S-au luat, o tulit-o, frate. O tulit, îți dai seama, până garda au ajuns, cum era îmbuteiaj de la pe drum, nu, omul a plecat, frate, s-a dus. O venit ei cu elicopter, o venit cu mașini de poliție, început, un circuit pușcăria. Început să respireze pe acolo, să... am dat drumul la radio, acolo să aud ce zice radio de la poliția în acțiune. Nu l-am mai prins veci. Nu l-am mai prins veci. Dacă îl prindea, la ducea. La ducea, îl băga pe B și numai după aceea îl transfera. Zilele alea n-am auzit nimic de el. 3 zile că am stat acolo, după aceea m-a transferat, mi-a pus cutie și m-a transferat. Următoarea zi m-am trezit cu cutie la ușă. M-am trezit cu cutia la ușă, nu mi-a mai dat voie să zic cameră și transfertat. Am plecat în transfer pe altă pușcărie. Asta e viața, frate. Am mărisit că meu s-a dus. Omul, bă, inteligență, mă. Și pringar, frate, la casă. Și curajos, bă. Bă, îmi bătea inima pentru el așa, bă, simțeam emoționat. Zic, ia uite, bă, cât curaj are, bă. Om curajos, mâncați așa. Făceam sport împreună. Eram tot timpul împreună la plimbare. Stai curajos, frate. Curajos. Și eu nu mai stau, zice, în bapul ăla, stau aici. Și prin gar, frate. Înțelegi, și mi-e păsat. Ce să stai să pierdă timpul la pârnaie? Îmi plăcea să stai e fugar așa. Dar știi cum e? Și să stai fugar, e greu mâncat așa. Trebuie după aceea, dacă te oameni fă la un control, te ia pe sus, iar te întorci înapoi la pârnaie, viață grea, din 6 în 6 luni te transfere ca să nu poți să mai evadezi, că nu începi să înțelegi lucrurile pe acolo cum măr pe la pârnaie. Nu te ține mult pe pușcărie, te mută în continuu, ca să nu poți să-ți faci planuri de evadare.
Păi ce ai viață grea, mânca, să stai toată viața pe goană. Că ești amprentat, ești pozat, ești trecu. Bine, el era în starea lui din nebunie, frate, făcea chestii de astea, înțelegeți? Era omul cu tupeu. Era cu tupeu, ai că nu-i plăcea detenția. Nu-i plăcea detenția, nu-i plăcea să stai în detenție. Ca că prindea poziții, pleca. Dacă îi lăsai ușa deschisă, rupea ușa. Nu stătea mult să se gândească, bă, plec sau plec, așa, și ce și mi bă, zice, nu stau în bac pula. Unde e loc de fugă, fug. Unde e loc și au slăbiciune în sistemul lor de securitate, zice, am plecat. Îți dai seama cum o gândit el, că două zis, bă, gardul nu pot să le escaladez, că rămân agățat în gard aici, pe curtea de aia. Și n-am cum să mă urc pe el, cum să le escaladez. Dar zice, până ca și carabetă prin gemulețul ei frumos intru înăuntru, o împing pe ea, o aștepta ziua ca să fie femeie, să nu fie bărbat, și o pleca în casă așa. O pleca, nu mai sta să ezite, înțelegi? Bă, nu mai ezita, tu zici, bă, Victor, gata, am plecat. Astăzi e femeie, plec, nu mai stau. Deci, altul poate mai stătea să gândea, bă, să o fac, să nu fac, nu, mă, frate. El ca cum astăzi e momentul. Piș! Am plecat. Te-am pupat, Victorie, că acum ar veni, ne mai vedem noi. Ai grijă de tine. Deci, fără emoții, fără, înțelegi, o adrenalină de aia în el, frate, să facă chestia asta, să aibă curajul ăsta. Îți dai seama ce adrenalină trebuie să ai să faci chestia asta. După aceea sunt consecințe, frate. Beci, te mută pe altă pârnaie, înțelegi, ești pus ca evadator. E pula, nu mai ești vreo 2 luni de zile din celulă. 2 luni de zile nu mai pupi curtea de aer. Adio, bamba. Stai numai la curte de aer cu grate deasupra. S-a terminat pentru tine. Te duci te doi gardieni și la baie când faci duș. O terminat, ești nebun. Numai din transfer în transfer te ține. Da? Nu, și o să mă riscu. Ca să nu stai la pârnaie. Bam, bam, de pe două bolă, s-a urcat pe gard, frumos s-a agățat de suportul de la cameră, s-a ridicat și a plecat băiatul. O plecat mărisica meu. Mărisica de la Tulcea, frate. De la Tulcea, mă, nu cață așa. Și prin gard la casă. Cam asta a fost povestea mea, fraților. Eu am fost Victor. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la pagina mea și vă pup cu respect și nu uitați, sunt în fiecare zi aici pentru voi. Doamne ajută!